Bun, și bine v-am găsit, Ane, pe strada aia bună. Cum am mai zis data trecută, asta e strada aia care arată faptul că Cluj-Napoca e împrățită cu Nantu. Și astăzi mi-am gătat treaba, foarte slab a fost asta, adică foarte slab în sensul de program și de orar. Că n-am avut 700 de elevi, n-am avut 700 de chestii de făcut. Două ore au fost mai mult de ajuns pe ziua de astăzi. Am fost, am făcut cealaltă filmare, am condus cu un băiat, am lăsat mașina, suntem iară în timp. E și 41 și cu puterea busului și a transportului în comun de aici din Cluj, o să ajung până în Manhattan, în Manhattan în Ștur. Bine v-am găsit, dragi prieteni, Manhattan în Ștur. Aici parcul central. Și anume, trebuie să mă operez, să-mi scot măseaua lantă de minte de aici, din dreapta sus. Cu asta am rămas dator, dacă pot să zic așa. Și uite că o să merem cu busul ăsta, să mă grăbesc, îl prind pe ăsta. La 6 trebuie să fiu acolo la cabinetul lui domnul Ovidiu și hai să vedem. Îl prinde? Că nu m-am grăbit deloc. Păi nu vreau să mă trezesc așa ca românul. Păi cred că îl prind. Nu mai prind. Nu, să dai pace. Lasă. Mulțumesc, pardon. Am un bilet. Automatul da țalată pe telefon. Țalată. Bilet. Să te verifice controlul dacă ți-a luat un bilet. Că astăzi nu-i fie nervii. Bilet era știut. În Manhattan am ajuns cumva, fug acum, știi, ca și oamenii acolo au văzut că e verde, repede, repede să fugi, și știi că nu mai e prins, dar eu fug, să prind, cum să nu prind verdele. Hai, că ne-am calificat, 59, suntem în întârziere cu câteva minute, mai trebuie să mai alerg încă o țară în partea lantă până ajung la cabinetul lui domnul Ovidiu. No, hai că am ajuns aici, din caductul lui Ovidiu, să sunem de telefon și vă las. Pe asta mi-e moseuza de minte. Fratelor, asta e pe cea e cu aductul lui Ovidiu. E 6-4-2. Nu a fost o operație foarte grea. Vă bine, te buni și frumoase. A fost o săptămână și ceva. Revenim, îmi scot ațele, că scusut acolo, ca să vindece. Și acum trebuie să merg la farmacie să-mi iau niște pilule, niște tratament din ăla bun, să mă refac, să fiu bine. Și nu, trebuie să-mi cumprez o coabă și chestii noi. Bine, sunt Traianu și bine v-am găsit, iată-ne, astăzi 22 martie, e a doua zi după ce mi-au fost măseaua de minte, deci practic nu mai am minte deloc. Nici nu mai am minte nici aici, nici aici, nici aici, nici aici, nu mai am minte și nici măsele de minte. Astăzi e o zi destul de bună, în sensul în care m-aș aștepta să fie o tră mai umflat aici, dar după cum puteți vedea, nu sunt așa de umflat, nu mai recuperez foarte bine. Probesc așa mai sâsit, și-o trecut, și-o făcut efectul anestezia, nu mai este așa încleștat cu gura, deci asta e super bine. Vorbesc așa o țâră pe de-o parte, pe partea stângă, cum ar veni, că nu vreau să mă forțez, nu știu cât de tare, că nu vreau să rup, am aici așa pațe și nu vreau să le rup să am zumbai. No, dar în mare parte îi de bine. Mă recuperez așa încet, încet. 2-3 zile durează chestia asta așa până ajunge durerea la punctul ăla maxim. Dar sincer, de durut nu mă prea doare. Nici după ce și-au făcut anestezia efectul aseară, după ce s-au gătat și după ce am ajuns acasă și am dormit destul de vreme aseară, n-am avut dureri. Deci acum n-am numai faptul că știu că am aici așa pațele astea și nu pot să mă forțez să mănânc. Dar într-adevăr m-am dat pe kefir, pe lapte și pe iaurt, supă din asta, cremă de ciuperci, ci de tomate. Cam așa mă recuperez în a doua zi de operație de măsea de minte. No, nu-i grav, e foarte bine. Mă bucur că mi-am scos chestiile astea, mi-am scos măsele de minte, că mi-erau în gingii, în carne înăuntru și nu făceau nimic acolo. Așa că e bine, plus că am zis că vreau să pun aparat dentar și observ că deja dințișorul ăla începe așa să mi se bage înăuntru cât de cum era de la măselele astea așa împins. Așa că am scos măsele de minte de moment și urmează mă să mă recuperez și cine știe când, după ce mă recuperez, că și în partea asta l-am întâlnit, s-o închis aici alveola de tot. Jos, aici am avut cea mai mare durere la măseaua de minte. Sus a fost acceptabil, la fel, din cu aceea sus acceptabil. Și asta l-altă o scosesem undeva în 2017 la Timișoara. Cam asta e cu mintea, care de fapt nu mai am acum minte. Nu mai am minte, dar îmi revine, se regenerează, știi, ca și în piesa aia de la Fear Factory, I Regenerate. Să vă las link-ul în descriere. Vă lăsa, fraților, asta e situația pe săptămâna asta de moment. Până data viitoare, sănătatea e bună și grijă de voi. Hai, vă lăsat, ceau, bau! Bine v-am găsit, dragi prieteni! Năștur! Aici parcul central, cea mai altă clădire, antenele,
bara trăsnetul. Știi încoace Empire State Building, încoace Chrysler Building și o colonie. Statua Libertății. Toate bune, hai că ne vedem la Cluj.